Nu știu. E mai... Mai mult îmi place să ajung la nuntă mai repede. Păi cum, Amarule, nebunită lumea asta? Unii sunt nebuniți să apară la televizor și tu nu vrei? Și dacă ajung la televizor și nuntă nu am, ce fac? Păi dar la televizor ți-ai nunți. Că nu s-a copt, Maru. Dom'le, și-am o întrebare. Dom'le, ce știți de cazul Zăvoranului și cu... Da, mă, deci ăsta nu se bagă. Dar n-am văzut, l-ați văzut la Antena 1 aseară? Pentru că dacă e cu Vadim, n-am avut agenții, i-am cântat, n-am cu Zăvoranca la fel. Nu e cântat. Dar asta mă, nu cântat. Nu, cu Pepe, da, am știu, dar da, Pepe nu mai e în caz, gata. Nu mai e în caz, dar tocmai de aia, de ce să ne băgăm? Serghei în caz acum. Dacă aveam prietenie sau ceva, puteam să ne băgăm, dar dacă nu avem prietenie, ce... Tu vede așa, ce simți tu ca cetățean acestei țări? Cred că n-am văzut, cred că nu știi de asta ce vorbim. Ba da, am văzut câteva chestii. Cine a ieșit în picioare? Cine a zis mai strong, Vadim sau doamna Mariana? Cine a măscărit mai frumos? Da, asta vreau. Nu puteam să pun eu întrebarea. Amândoi. Parcă și Vadim are așa. Tot Vadim, deci doi. Ce zici, mă, cine? Nu, eu cred că totuși Vadim... Măscărește mai frumos. Oricât ar măscări de mult, dar totuși este un om foarte cult. Nu contestă nimeni treaba asta. Ce măscărime nu-i cultură. Asta nu-i treaba. Dar oricât ar măscări, este bine. Să vedem părerea... Părerea lui Adrian, ia zi mai Adrian. Dar ce bine dați ca pentru un om cult, a măscărit extraordinar de bine. Ți-am zis că știe. Da. Deci toată lumea votează cu Vadim în sensul că a avut mai mult succes la momentul respectiv, da? Nu, domnule, eu am spus și aseară și îmi pare bine că s-a întâmplat această chestie ca să temne toți infatuații ăștia că vai cum se vorbește, vai ce da, comportament. Da, că tot s-a luat de tine mereu că vorbește așa. El e pe locul 5 în topul, s-a făcut în evenimentul zilei. Să nu fim la televizor, nu că da, cei mai vulgari oameni de la televizor care ar trebui interziși și el este pe locul 5. Și pe primul loc cine? Moculească. Dar n-are nicio treabă. Mă rog, Moculească că e violentă, că sare la... I-a băgat, adică că nu e cine vorbește cel mai urât topul. Adică chestii care nu trebuie să fie... Gesturi urâte. Gesturi, că l-a pe el l-au pus că s-a dezbrăcat în fundul gol. L-a pus și pe... zi, actor cu... cum îl cheamă? Pe... De unde? Păi Iurie Darie Coaie, pe locul 2. A, da, cu pozele alea pornografice făcute, aia, adică, da. Niște chestii, adică în mintea lor, noi n-avem ce căuta. Trebuie să caut în mai ei care acasă tot care așa... Care n-ajung niciodată, nu sunt cerut și fac minus 0 rating. Bă, toată lumea așa vorbește, s-a demonstrat, mie de-aia mi-a părut bine. A, păi am mai făcut și eu câteva farse, că știți, pe la accizire, pe acolo, în sfârșit. Cu ultima, cu Ciculeata, că am făcut niște melodii și asta e viața, hai să mai facem câte una. Și o cântăreață de asta, nu-i dau nume, care de pe la îmbrăcată pe la Tezaurul Folclorii, zice lui Cornel, domne, vă mai farse în continuu, nu mai măscărări pe la televizor. Și aia zice Cornel Bărbasu, băi, păi tu te duci la Intercontinental, te dezbraci și nu te cunoaște nimeni. Tu ești la Tezaurul Folclorii, atât, asta este, asta e lumea. Că dacă nu apari și nu faci dacă câte o nebunie... Dacă nu fac cifre genul ăsta de emisii sau genul ăsta de așa, nu se nu, mai nu s-ar dau, mai face, da. E un post privat, un post privat trebuie să câștige lovele. Eu discutam azi cu Capatul la un restaurant, că de-aia prin emisiunea asta, clar, câte nenorocire, câte jale e mai se distrează lumea, acum. Ăla n-are să plătească, ăla n-are să mănânce, ăla n-are să-și plătească căldura, ăla n-are să-mi bace copilul așa, măcar și să uite, tot la aia care mint la televizor și arată cât au furat miliarde și pe toată lumea doar n-a zgăua, înțeleg așa, să uite la aia și râde omul, nu? Logic, ce ai, bă, ce? Dă-l în, Doamne, iartă-mă, când avem voie să mai... Și se uite la emisiune și se distrează, că ce se mai... ce se vadă? Să dea să vadă că e taie căldura și taie subvenția, cine vine, că eu nu țin cu niciunul. Domnul Soso, cred că fură din platou. Da, da. Domnul Tovinicii, ăla fură din... Stai, mă, că face un gest frumos. Face un gest frumos. Dacă spui domnul Serghei, mai nimți, că m-au arestat, te vorbească cu Henry, să-l dați nimeni, lasă-mă. Atunci pot să vorbesc la... Serghei, băi, ce treacu, vrei să plec din emisiune? Uite, îi dai un scaun. Știi ce înseamnă când vise sânge? Că sunt pe stop. Veste. Așa, când să nu mai spună Mara nimic, spui dă-i în veste. Da, luați așa vestea. Veste. Încerc să mai citesc mesaje, dar nu știu ce ne-a făcut domnul Sosu aici. Te întreabă un telespectator dacă ai vreo melodie lăutărească preferat.
Da, eu am avut-o pe aia, adică am avut două aia cu fraților de la Chilia și cu aia... La Chilia Port și aia cu dăm boierule țiganca. Tu erai boierul, nu? Sau tu erai țiganca? Eu eram de la Calafat. Ăla, da? Ciorditor. Îmi place și, îmi place și orașul, Calafat. Dar ce zice? Zice, da, dacă ai o piesă preferată, să-i rogi pe băieți să-ți o cânte. Aia cu Calafatul, că... Care voi? O să-i facem plăcerea lui Sergi. Hai să cântăm la Chilia Port, mă, hai. La Chilia Port. Sol majorul. Mă, ce hotărât ești! De ce am venit cu atâtea instrumente după noi? Să mai și cântăm, nu? Hai, maestre! Maestru Adrian! Sus, Mircea, cu acordeonul! Sus, că talentul tău! Are, are, are! Bate un vânt rece din faltă la Chilia-n-Port. Să vezi tupul cum se-nalță și să-l tai cu port. Of, capitanul strigă tare de hoțule, bă. Of, nu pot, domne, capitane, rănile mă dor. Ai și saxofonul! Oh, are. Ce trenul printre munți ca un șantelun. Eu cu lanțuri de picioare nu pot să mă ajung. Oh, fraților de la Chilia, măi, fraților, mă. Oh, ne mănâncă șerpăria, măi, fraților. Capitanul strigă tare, dă-i hoțule, dă. Nu mai pot, no, capitane, rănile mă dor. Ricica! Sus, sus cu el, sus cu el, talentul tău! Sol minor. Și cu o melodie lăutărească pentru toți telespectatorii. Și-am zis verde măr, domnesc, am iubit și-am să iubesc, măcar să mă prăbătesc și ce-mi place tot iubesc. Am iubit în altă viață o româncă și o țigană și o hoață de gardele. Poate-o norocul s-o bată, hai da, hai da, dă trei ori, că-ți miroase gura florii și buzele minciunele, ușcadar necad în ele. Țac, pa, stai că trag până la ziul praf de fan. Și ca să când te iubesc, am să te cotonocesc. Hai să casa lângă tine, eu de tine nu mă las, ești mai dragi când te-am tras.
fac un pas și o să-l ridicură. Hop la tine, bătătură. Fac un pas și o să-l ridicură. Hop la tine, bătătură. Hai da, hai da, dă-l trei ori. Că-ți miroase gura florii. Bine, bine! Și cum se ne-a mișunele Pușcarar Mircea din ele. Țac, pa, stai că trag până la ziua praf te fac. Și ca simt că te iubesc am să te cotonocesc. Hai deci, bă! Deci, domnul Sorinel, nu ne mai băga frățioare fără să ne spui și nouă în boxele alea tare. Sunteți handicapaților sau nu sunteți handicapaților? Handicapaților. Ca să știm o treabă. Caval a și plecat. Nu, caval. Caval fumează. Da, mișto, lasă-ți. Nu e bine pentru ten. Deci, unde v-a scos? Cine, caval? Știu, că cunoște mult. Ce zice? Băi, terminați-mă pe post. Nu mă supără glumele. Eu nu am voie. Dar mă, nu am voie să bea, nu să nu pronunțe. Un vin de țară. Nu știu care e tirada, dragul meu. Omul e tot stat. Ce să odie ești? Nu te supăra. Poți să tu trăiesc? Spăitor și Capricorn. Cum te cheamă? Cum? Adrian, Adrian. Ia pune prima. Și cum ai zis prima oară? Zodia Spăitor. Eu sunt zebră, nu ne potrivim. Eu sunt zebră, nu ne... Mărule, cât nu e asta aici, ne mai cânti tu repede ceva, te rog, frumos. Că ăsta e cam dictatura așa, cu cea mai mare plăcere. Pac, pac, faceți aia, ține acordeonul sus, tu fă așa, tu cu tare. Lasă, am scăpat de el. L-ai ieșit un nat? Să vezi câte SMS-uri îi dă nevastă sa, acum. L-ai dus după vin cu tare, mi-ai zis emisiune. Să nu te diși, te rog eu. Din afară. Așa este. Am o melodie care spune ce greu e să fii plecat departe de cine ți-e drag, pentru toți care sunt afară și ne-i dor de acasă. Melodia asta frumoasă, special. Ce greu e să fii plecat departe de cine ți-e drag, viața dulce și amară. Departe de casa ta, de lângă maicuța ta, viața dulce și amară. Ce greu e să fii plecat departe de cine ți-e drag, viață dulce și amară. Departe de casa ta, de lângă măicuța ta, viață dulce și amară. Am plecat din casa mea, dar măicuța ce-mi spunea, Doamne, pleci acum, nu știu când vii, mă întreb de voi mai găsi, mă întreb de voi mai găsi, mai găsi. Plecea cu drum, știu că fii.